peneba.com găsești jocuri ieftine, codul IHATEPINK le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa. Astăzi o să vă arăt cum este viața de YouTuber, oameni buni, jucăm YouTubers Life 2. Hai să vă zic din prima cum este viața de YouTuber. Nu așa, niciun YouTuber nu stă să danseze în efectiv mijlocul camerei, așa că hai să apăsăm New Game și apăsați literalmente în acest moment butonul de like sau... voi fi foarte trist și deja sunt trist și trebuie să mă faceți așa mai da, frate, exact acolo așa pe scaun, să-ți rup spatele fără viață socială, în podul părinților, așa funcționează youtuberii. Ăsta e caracterul meu, așa că hai să merg să-i pun o barbă pentru că eu am barbă. Asta Dacilea, asta Dacilea pare că este efectiv barba mea. Foarte bine, foarte bine, iar eu mai am o trăsătură foarte, cum îi zice, foarte... proeminentă, să zicem. Sunt chel. Nu, ăla e păr în cap. Ăla nu e chel. Gaming! Și acum stai așa. Ochelari, ochelari. Unde sunt ochelarii de tocilari? Ia să vedem. Oh my god, sunt literalmente eu! Ia stai așa să mă îmbrac și eu cu ceva un pic mai based, nu cu... mamă! Hanorac roșu. Exact ca moșu, ca în melodia... bro, gen literalmente e aproape aceeași chestie. Și acum fii atent, bottoms, apple bottom jeans, boots with the fur, așa ceva, exact. Mă rog, eu am niște pantaloni gri pe mine în acest moment, dar este foarte frig afară, așa că, bă, ce Dumnezeule mare! Bă, stai așa o secundică că nu-i ok, trebuie să ne punem pantalonii în picioare și vreau papuci șmecheri, papuci, ia să vedem, papuci cu roșu. Ce Dumnezeule mare, s-a oprit trenul ăla așa de repede, bro? Ai auzit vreodată de... inerție? Nimeni nu face ei când coboară din tren, în afară de atunci când cobori dintr-un tren de la CFR și într-adevăr ești fericit că în sfârșit s-a terminat. Bă, ce viață șmecher o să am! Mamă! Am venit efectiv la plajă, stai să dau jocul ăsta un pic mai tare, ceva de genul ăsta. Cine e ăsta? Nici măcar nu știu. Ăla e agentul meu? Asta e camera mea, frate. Asta e efectiv cea mai urâtă cameră pe care am văzut-o în viața mea. Ce Dumnezeule mare este tapetul ăla pe pereți. Mă rog, ia să mergem acelea pentru că avem un pachet de deschis. Ce Dumnezeule mare e chestia aia? O dronă? Urăsc dronele. Sunt efectiv cringe dronele și bâzâie cam tare. Oh my god, este o dronă, într-adevăr. Să-i punem un nume? Carlos, exact. Install. Numele lui va fi Carlos, oameni buni, apăsați butonul de like dacă vă place numele Carlos și de Carlos, care poartă numele Carlos. Racoviță, Liviu, bă, numai atâta pot, ok, doar Liviu atunci. I hate pink, perfect, și o să dăm ziua 4 în iarnă este, cum adică, frate, nu pot să selectez februarie, bine, o să las iarna acolo, confirm changes. Bun, mi-am setat ziua de naștere și numele și canalul și astea. Bă, deci sunt efectiv foarte, foarte, foarte surprins cum de-am reușit să fac un caracter care efectiv arată ca mine. Deci ce trebuie să facem acum? Trebuie să filmăm un video, am un vlog, urăsc vlogurile, vlogurile sunt cringe, vloggerii sunt cringe, gamerii sunt based. Ia să mergem să filmăm un video. Dar de ce trebuie să fac un, de-asta, mă, cum îi zice, un QE... păi, bă, de ce nu sunt în centru în primul rând? De ce, Dumnezeule mare? Aoleo, facecam-ul meu acoperă chestii. Stați așa, băieți, stați așa. Uite, o să-l punem fix acolo. Cred, perfect. Este cel mai bun loc pe care l-am văzut în viața mea pentru un facecam. Am efectiv niciun subscriber și sunt nou pe ăsta, așa că ia să vedem. Switch camera. Alo? A, am înțeles, am înțeles. Runda 1. To start the video... you shyly say hello. Oh my god, trebuie să aleg ce fac. Ok, bun. Sunt plin de energie, știi, ceva gen salutare tuturor și bine ați revenit la un nou minunat și de fapt prim vlog în care o să vă prezint despre faptul că sunt într-un mod chill cu extraterestri. Da. Oh god, simți o prezență paranormală. Ce Dumnezeule mare. Lăsăm afară un water freak pentru că suntem family friendly. Asta nu cred că e ok. Carlos pierde baterie. Ok, întrebăm să ne dea oamenii subscribe. Exact, frate, așa fac toți youtuberii, foarte based. Am filmat primul meu vlog. Acum îmi vine să mă arunc pe geam pentru că efectiv vlogurile sunt cringe.
Mamă, nice acting, Liviu. Ce acting, frate, a fost 100% natural. Trebuie să postăm video pe YouTube. Trebuie să-l și edităm. Jet, mă, că trebuie să editezi video în joc. Tu crezi că nu editezi suficient în viața reală? Păi numai intro-ul jocului ăsta a fost de 5 minute, iar eu efectiv l-am lăsat de vreo 30 de secunde, probabil, habar n-am, nu știu cât. Și așa, și așa, și așa. Mamă, costă bănuța. Bă, unde pot să-mi pun facecam-ul ăsta stupid, mă? Pentru că efectiv, oriunde l-aș muta, like, efectiv acoperă ceva, așa că hai să-l las acolo. Să sperăm. Da, deci nu pot să fac chestiile astea. Aparent mă costă bănuți, iar eu am doar 100 de bănuți, așa că hai să dăm back. Eu zic că ar trebui să publicăm video așa, pentru că tot ce contează este, desigur, să choose the video thumbnail. Ok, cred că ăsta e ok. De ce are bările astea pe aici? Că e cringe. O să-l punem pe ăsta. A, un video care să... Practic, titlul care să descrie video. Ia, fii atent. Titlul este Gone Wild. Perfect. Gone Wild. Trebuie să scrie acolo așa. Ce mă trebuie să punem? Hashtag home. Perfect, perfect. Și acum... or choose a clickbait phrase. Nu, mersi, frate. Nu, e perfect. E perfect așa. Gata. Publish video. Bă, deci video ăsta o să strângă mai multe view-uri decât prevede legea, ok? Când o să vadă poliția câte like-uri o să fac, o să zică, mamă, nu se poate așa ceva. Ah, ok. Final score, o steluță. Lasă, bă, că e doar primul video, nu e problemă, că după ce strângem abonat, să vezi cum o să zică toată lumea. Mamă, ce șmecher e video ăsta. Mamă, trebuie să-mi iau telefonul să-mi instalez aplicația. Mă, frate, ce urăsc aplicațiile de pe telefon și telefoanele. Bun, de unde Dumnezeule mare? A, pe F. Ia să vedem, pe telefon instalăm ăsta și ia să vedem ce putem să facem cu aplicația asta. Deci văd că am 0 subscriberi, un video... Cum am 0 views și 3 like-uri, mă? Cum funcționează asta? Comentariu? Oh, putem să facem video de comentarii! La fel ca The Real Red. Oh my god, o să fiu următorul de The Real Red. Fiți atenți, fiți atenți. Deci, o să facem un comentariu. O să începem slow, o să începem slow. Ok. O să zic că salut în mod așa. Bun. Apare o fantomă și ce fac? Fac o glumă proastă, dar intenționat proastă. Neinteligentă, ca să nu sune foarte urât. Stai așa. Ok, you can think it's a good piece of information. Ok, ok, cred că asta e ok, perfect. O să dăm criticisme și o să așa. Carlos pierde baterie. Bă, Carlos, dar ia mai dă-te tu la gară și du-te și mă sign off. Și du-te și stai la încărcat tu, dronă nemernică ce ești, bro. Nici măcar nu poți să creezi un video șmecher cum le face Real Red și Lospa... Lospa... Știți despre cine vorbesc, ok? Nu mai râdeți de mine, că nu știu încă dacă e și sau să... Și nu vreau să aflu. Bun, hai să dăm save. Deci am făcut un video foarte șmecher, la fel ca Real Red și ca Lospa sau Lospa. Așa că acum trebuie să îl editez. Și acum așa, și acum cred că așa... Nu, asta e ok, este relativ ok. Bun, hai să-i dăm publish video, pentru că avem nevoie de mai mulți bani. Thumbnail-ul o să fie ăsta, pentru că tuturor le place ăla. Și fiți atenți, titlul o să fie Exposed hashtag home. Da, mă, mai bine scriem în engleză, că poate jocul ne dă puncte mai multe. Hashtag home, hashtag exposed, hashtag... Hashtag... Atâta, suficiente chestii. Așa că hai să dăm publish video și să vedem acum. Hai acum, cu view-urile, cu like-urile. Tot două, mă, ce Dumnezeule mare. Păi cine Dumnezeule mare se uită la video-uri de astea filmate în casă? Trebuie să ieșim afară și să... Uite view-urile cum cresc! Wow, wow, am 50 de view-uri! Am 57 de subscriberi! Yes, dude, let's go! Cine mă sună, mă? Javier? Cine Dumnezeule mare este Javier? Nu mă interesează. Oh, ce, trebuie să mă duc să mă culc. Ah, ce-mi place să dorm, băieți. Ia uitați-vă la mine cum dorm. Eu nu dorm, desigur, îmbrăcat. Eu dorm ca un om normal. Yo, ăsta a mai făcut view-uri. A mai făcut view-uri. Ce-mi plac view-urile și banii, băieți. Yes, yes. Uite așa să vină view-urile și banii, uite așa să mă dea afară din casă, să vină peste mine, să mă întrebe de unde am atâția bani, poliția, să fiu suspect de spargere, atât de mulți bani. Deci ia să ne verificăm telefonul, să vedem cum o mai ducem. Deci ce mai este trending în oraș? Pisici, Dayton, Adventure și Armored Nucleus. Hai să mergem afară să găsim o pisică și să facem un video cu pisica,
ca să spamăm YouTube-ul ăsta cu pisici. Gaming Corner. Bye. Wow, wow, wow. Stai așa că e cam... Bă, ce dumne... Ok, cum se rotește? Aha! Perfect. O să-l punem așa doar ca să vedem cât de cât ce se întâmplă și dăm place. Ia uite acolo și o să ne jucăm gaming. Băieți, și o să facem videouri de gaming acolo. Ha, mă, tu iară mă pui să-mi instalez mă aplicații. Lasă-mă, mă, să ies afară, mă. Oh, wait, chiar am ieșit afară? Aș vrea să mulțumesc familiei mele că m-a lăsat să ies afară din casă. Mă rog, m-a obligat. Ăsta e adevărul, dar... Ce putem să facem, mă, să jucăm? Bă, ce ne place să ne jucăm volei. Bă, dar voi sunteți cam cringe. Vedeți că scopul e să nu dați de la unul la altul. Ia stai tu așa o secundică că vă arăt eu cum se face. Am instalat Google Maps-ul. Ce îmi place Google Maps-ul. Ia să vedem. Tag agenția. A, asta e agenția mea, desigur. Ci că e interzis. O crezi tu că e interzis? Esports bar? Bro, suntem efectiv la Nexus. Mamă, ce acilea. De ce tipul asta pare atât de bătrână? Alo, tanti, bătrânico, jet afară că aici e de gamer tineri care mănâncă burgeri. Dar nu e ok aici, că nu ne interesează. Ce asta? Să beau? Nu vreau să beau. Eu vreau doar apă. Vreau să ies afară. N-aveau decât Coca-Cola și de alte chestii și nu beau așa ceva, mă înțelegi? Show store. Oh, ia să mâncăm noi un frankfurter de la Farfurt. Da, la mă. Mamă, cât mă, 90 de bănuți pentru salata Caesar al lui Gami? S-o credeți voi că cumpăr așa ceva? Mă duc la coadă la Pariser. Mai bine sărac și prost. Bine, cum era? Blair are niște lucruri pentru tine. Vorbește cu ea la magazinul de jocuri Player 1, care este efectiv pe ecranul meu, care practic aici. Exact. Cum de nu mi-am dat seama? Sunt un geniu. Efectiv, ziceți-mi Sherlock Pink de acum. Wow, este un e-girl. De ce nu mi-a zis nimeni că Blair este e-girl, bro? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Blair. Hai să vorbim. Dacă vrei, putem să ne facem cuplu de ăsta șmecher de youtuberi și apoi să farmăm faptul că ne logodim sau ceva. Hai mă, frate Miu, că trebuie să facem și noi, sunt aici și din partea lui Xavier. Mamă, băieți, deci nu știu de voi, da, e-girl-urile și Big Titty God gâfâurile, trebuie să o transform pe Narcisa în e-girl, ea nu știe încă. Deci, tu trebuie să fii nou youtuber din oraș, exact, eu sunt, frate, eu sunt. Deci îmi dă o consolă Honey Play Studios One și un joc. O să devin gamer pe YouTube. Yes. Perfect, toate itemele tale sunt stocate în asta și practic este mamă cum țin ăsta, zici că duc o pizza. Băieți, sper să mai revenim la Blair pentru că mă înțelegeți? Ce mă sună Xavier? Bă, nu văd din cauza. Ai luat consola și jocul? Da, domnule, cum să nu? Bun, trebuie să... la gameplay-uri mă pricep, băieți, gata, nu mă fac youtuber de gamer. Am încercat, dar ce face The Real Red și Lospa sau Loșpa este mult prea greu pentru mine. Eu sunt mai prost, ok? Eu vreau să fac video-uri de gaming. Record video, gata. Ce îmi place? Deci fiți atenți, fiți atenți. Gameplay, mamă, speedrun, o să putem face speedrun? Hai prima dată să o dăm cu gameplay-ul, că eu sunt cu gameplay-urile. Deci, încep filmarea și ești plin de energie, exact ca mine, tot timpul, plin de energie. Faci un skip because... Ok, bun. You skip because the server has crashed. Ok, dăm skip pentru ca să nu fie boring. Oferi criticism constructiv în timp ce... Play for giggles. Exact, ca să fie ce trebuie. Carlos pierde baterie. Ceri subscriber, exact. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, nici măcar nu glumesc, asta este efectiv foarte important să faceți și practic. Ok. Captured trends. Oare trebuie să dau save? Wait, interact. Ah, ok, stai. Acum trebuie să merg aici. Right. Ok, edit video. Și fiți atenți. O să dau aici pe gameplay ăsta și o să fac pam. Deci că eu am capturat niște trenduri. Video thumbnail-ul să fie ăsta. Exact. Și ia stai așa să vedem. Orice să clickbait title. Ok. You won't believe what happens at, hashtag
Care erau, mă, hashtagurile alea? Nici nu măcar nu mai am loc. Aia e, așa o să rămână, fără hashtaguri. Hashtagurile oricum sunt cringe. Ia, acum să vedem view-urile. Hei, am un dislike. Cine Dumnezeu a dat dislike, bro? Date of War, nu știu ce adventure. Eu cred că nu trebuia să pun alea neapărat în titlu. Gata, mă, am publicat un gameplay. Oh, cred că m-a luat... Oh, am rămas fără energie. Stai așa că am o cutie aici. Ce se află în cutie? Este un burger! Ce am-i plac burgerii, așa că bip-bip. Bun, trebuie să-mi recapăt energia. Foarte simplu, foarte simplu. Merg la inventar și iau ăsta și dau eat. Ce îmi place să mănânc. Mamă, și acum e ok. Yay, beep, beep, your energy is back. Nice, ok. Deci am și energie, am 60 de subscriberi. Bă, ia stai așa o secundică. Ia stai să mai facem noi un video. Dar de data asta, fără, cum îi zice, fără gaming. Că văd că n-a mers atât de tare neapărat pe gaming. You start and you do this. Ok, pentru că văd că upgradează multe de alea. You pout and... Wow, make a bad joke ca să creștem toate alea. Wow, ok, acum ceva care să crească. Și ce? Facem așa. Ca să crească aia. To finish. Sign off, ca să crească și prima. Oh my god, du-te, aproape toate sunt pline. Aproape toate sunt pline, bro. Oh my god, ce based o să fie asta. O să facem așa și apoi o să scriem aici hashtag cats. Pentru că nu are legătură cu pisicile, dar... Hashtag home. Poate am făcut comentariu despre faptul că vreau să-mi cumpăr o pisică, frate, sau ceva. Adică de unde știe jocul ăsta ce am vrut eu să fac, ha? Cum funcționează? Oh, fără dislike-uri, boys, let's go! În sfârșit e mulțumit! Nu pot să cred, aș vrea desigur să mulțumesc că... Am făcut și abonați. Să mulțumesc că... nimănui. Bă, am făcut și niște bani, frate meu, că mor de foame, băieți! Aute, și nu se mai joacă aici. Oh my god, cred că nu mai e deschis la ăsta, nu? Bă, voi unde mergeți? În bikini, efectiv, la 1 noaptea pe plajă, că e fric de îngheață pietrele. Toată lumea pleacă. Domniță. Bă, dar unde pleacă toată lumea? Ok, trebuie să mă cunosc cu niște vecini. Ia să vedem. Un vecin, Lafayette. Ok. Stilistul. Ah, ce-mi place. Numele meu este Liviu, sunt YouTuber. E ceva ce eu nu zic niciodată când mă... Când mă întâlnesc cu cineva, da. Wow, I don't have you on file. Are you sure? Da, am început recent. Da, da, da. Asta explică tot, pentru că ăsta aparent știe toți youtuberii din oraș. Da, hai să ne întâlnim cu vecini și să fim efectiv de treabă. Mă, tu ai trișat, ai ieșit prin zid, Ziggy! Om, este somn. Hai să mergem să dormim, că este două noaptea, iar fetițele joacă volei pe plajă, ceea ce este un pic cam cringe la ora aproape 3. Andrei, mă înțelegeți? Mamă, câți abonați am mai făcut? Bro, am 100 și ceva. Mamă. Ce îmi place. Saving game, boys. Mamă, acum este practic este miercuri, da. Indie dev, play content. Ok, ok. Honey Play Studio 1. Ok, ar trebui să mai fac videouri de gaming, că văd că sunt două de alea training și eu am ambele chestii și consola și nu știu ce. Ring. Mamă, iară mă sună agentul. Frate, lasă-mă, stai așa. Oh my god, am nevoie de Instalife app. Bune că trebuie să instalez efectiv versiunea de Instagram a acestui joc. Aoleu, urăsc Instagram atât de mult. Ok. Ce trebuie să fac, mă? Să pun un video pe Insta, nu știu ce? Păi stai așa să mergem la plajă cu niște domnițe de-astea în bikini ca să farmăm și noi niște clickbait-uri, știi? Vlogger style. Bine, ia stai așa. Deci asta e instalată. Ia să vedem, facem așa. Și acum... este Blair! Este Blair, let's go! Cât are, mă? 32.000 de like-uri! Mamă, simpuiesc hard pentru Blair, băieți, dar nu cred că reușesc eu să fac eu ceva, că efectiv, da, este cam... Hashtag Playcon. Ok, so trebuie să merg și eu la Playcon sau ce? Căci efectiv nu știu unde se află. Ah, uite acolo, pe Q, mă. Mamă, stați așa, băieți, stați așa. Oh, change pose. Wow, 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 ce bună e asta. Nu, stai așa, nu, stai. Nu e bine, e fundalul cringe, e fundalul cringe. Stai așa să mergem mai la plajă și să găsim un fundal cu apă și o domniță. Perfect, uite, ai chilia, ai e... Lasă, e suficient de ok. Este un domniț și este suficient de ok.
Uite așa și să schimbăm pozul. Așa, perfect, perfect, uite așa. Dab on the haters, asta e, iar ăștia dacilea sunt haterii, stai așa. Capture. Asta vreau să văd, bă, dar cine a făcut mă poza asta atât de departe? Post. Și o să... Păi ești nebun, de unde am 130 de like-uri? Păi ești nebun, aproape că o ajung pe Blair din spate. Oh my god, Blair. Așa, și acum ce mai facem? Ia să mai farmăm niște, să mai farmăm niște poze. Ia stai așa o secundică. Nu, asta nu e... What the freak? Ok, nu știu cum levitez, dar sigur, de ce nu? Ia uite-te la mine cum levitez. O să scrie mai... Bă, trebuia oare să scriu și ceva pe ea sau... Mamă, ce îmi place să farmez like-uri, băieți. Ia stați că la următoarea o să încerc să scriu ceva. Bă, da, subscriberii mei sunt supărați sau ce? De ce e iconița aia acolo așa? Asta e să mai întâlnesc niște vecini. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, tanti? Nu vrei să... Nu? Ok. Băi, cam... Oh, știi ce? O să fac poză cu ăștia. O să fac poză cu ăștia. Uite așa. Uite așa, uite așa. Perfect, perfect, perfect. Capture. Let's go. Reclamă la Coca-Cola. Reclamă la Coca-Cola. Așa, perfect. Hashtag port. Oare să scriu și hashtag... Bă, nu înțeleg, dar hai că postăm. Ia să vedem. Mamă, 153 de like-uri. Ce îmi place. Hai că aia chiar a fost bună, bă. Aia trebuie să recunoașteți că a fost bună. Deci, ia stai să mai mergem să mai cunoaștem niște vecini, aparent, dar nu e niciun vecin pe aici. Alo? Aici nu cred că mai putem să cunoaștem vecini, pentru că aici nu mai suntem în efectiv cartierul nostru. E alt cartier aici. Mamă, ce mașină urâtă, galbenă. Ce e asta? Boxing gym? Bro, putem să facem vlog de acolo, vezi? Despre asta vorbeam, ăla e lucru. A, uite, pisică, uite cum stă acolo. Ok, ok, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Facem aici așa o poză și o să scriem și o să punem pozul ăsta. Exact, uite așa și îi dăm un pic de zoom in. Așa, perfect, stai așa, stai așa, perfect. Playcon. Ue, oh, firar. Perfect, perfect. And capture. Asta vreau să văd. Mamă, ce bună e asta. Mamă, ce bună e asta. Aci la Playcon totul e scump și cringe și pute a transpirație. Perfect. Hashtag Playcon. Hashtag center. Post. Exact, mă, trebuie să prins hashtag. Bă, ești nebun, 800! Dă like-uri. Bă, dar oare unde, unde, ce vrei, mă? Playcon. Mama, altă, record video. Hai să filmăm un video de la Playcon cu această individă care este efectiv foarte drăguță, sincer să fiu. Un interviu cu tanti asta care ce face. Bun, haideți să creștem asta cu aialaltă. Am înțeles, am înțeles. Îi dăm astea două. Bă, astea cresc cam greu. Ok, hai să creștem astea, că crește mai mult odată. Și acum... Ok, o să le creștem pe astea la alte două. Cerem abonați, cerem abonați. Asta vreau să văd, abonații. Ok, și acum dăm save. Merg acasă să pun video la repede de cum îi zice? De... O, bă, ce claxonez! Alo, tanti! Fă baborniță, jet de pe... Alo! Tu nu vezi că ai blocat traficul tu? Aoleu, cu cine mă joc? Jap, jap, jap! Gaming, publish video. Exact, thumbnail-ul. Ăsta cu foc. Ok. Hai să punem ăsta. Yo, wait, stai că ăsta ar fi cu vizibilitate și mai mare. Yo, hai să folosim astea de la joc, frate, că e mai bine. Aparent. 12 like-uri. Oh, dar nu pare foarte fericit. Amă, că a mers relativ ok, zic eu. O să mai crească și abonații. Mamă, s-a dus energia, băieți. Ia stați așa să dorm. Mamă, am mai făcut niște view-uri pe videourile mele. Mamă, ce mișto. Am 200. Iară mă sună agentul. Mă, dar lasă-mă, frate. Cât, mă, tichetul la festival costă 500 de monezi? Dar ce sunt făcut din bani? Aoleo, frate, eu am 258 de abonați, ceea ce nu e chiar atât de mult, dar stați să vă explic o treabă. E final de episod, pa!